Salut și bine ai venit la revizia de film. Deci așa e să ai acromatopsie? Am înțeles. Filmul luat în revizie astăzi este Belfast. Sau, bă, ești nebun, filmul ăsta n-are culori. Producția a avut nevoie de 25 de milioane de dolari și a reușit să scoată circa 45 de milioane de dolari. Regizorul acestui film este Kenneth Branagh, care a mai regizat și Crimă în Orient Express. Asia Express. I don't know your language. I don't know to speak correct. Vedetele acestui film sunt Jude Hill, Louis McCaskey și Catrion, sau Catrinel, că nu-mi dau seama, Balfe. Okay. Dar fără alte nume pocite, să intrăm în revizie. Bă, ce-mi plac filmele astea cu tentă veche alb-negru care se văd în 4K. Din distribuție fac parte Catriona Balfi, Judy Dench, Ciaran Hinds și Jamie Dornan sau Christian Grey pentru femeile pline de păcat. În ciuda zecilor de ani diferență atât ca viață cât și ca experiență în fața camerelor, privirile aici ne sunt furate de tânărul Judy Hill, care ne interpretează pe Buddy, care este și protagonistul. Pap și Greeny au o chimie extraordinară plină de umor și te fac să-ți dorești să ai și tu o relație ca babacii ăștia doi, nu să-ți lași singur pe o canapea ca un chilot aruncat în grabă când te taie cu fureala. Judy Hill, copchilul. Copchile, ce ai făcut azi la școală? Face o treabă excepțională, demnul de pus în ramă și atârnat pe perete lângă tablou cu pistruian. N-am văzut actori la TNB să poată izbucni așa sau să aibă pasiunea pe care o are puștul ăsta în film. Actorii cu toții au un performance cât se poate de curat și bine pus la punct, foarte captivant, de o să ai impresia că de fapt tragi cu ochiul pe gaura chei, ca în filmul ăla de pe net cu Monica Columbeanu, care îl ținea de vorbă pe Irinel. Ia porumbu și coceanu, că Monica Columbeanu! Nota mea pentru filmul ăsta e 9,5. După mai multe discuții dintre Herins, Zambar Lucos, fui ce proastă a fost asta! Oricum, vă las Instagramul lui. Și regizor s-a stabilit ca filmul să fie filmat alb-negru, cu mici excepții. De exemplu, începutul filmului sau scenele proiectate la cinema, care erau color. Miza în scenă a fost folosită astfel încât să urmărească relația dintre personaje. Iar scenele de revoltă au fost filmate pe un aerodrom părăsit. Ca filmul să capete o notă cât mai umoristică și să te distragă de la tensiunile din micul orășel, muzica lui Van Morrison reușește să facă asta cu succes. Nota mea este 8. Mulțumesc că ai rămas cu noi până în momentul ăsta al videoclipului și dacă încă nu te-ai abonat, te invit să o faci, pentru că am un cadou pentru tine. Belfast a reușit performanța de a întrece în încasări lista lui Schindler, devenind astfel cel mai bine vândut film alb-negru modern din istorie. Frumos, old school, acest vibe de pistruiat alb-negru. Dacă sunteți curios să-l vedeți pe Christian Grey cum arată realmente și efectiv în 50 de nuanțe de gri, ăsta e filmul pentru voi. Regizorul Kenneth Branagh, care ne-a mai adus în filme trecut precum și. Asta e pentru dislexicii mei care se uită. Stop it. Get some help. Care ne-a mai adus în trecut și filme precum Murder on the Orient Express, Cenușăreasa sau chiar Thor, a mers pe o chestie foarte interesantă aici. Filmul ăsta e și o semi-biografie a regizorului, care a și scris textul. Acesta ilustrează evenimente desfășurate la începutul anilor 60 în Irlanda. Filmul ăsta a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film, iar regizorul pentru cea mai bună regie. Nota mea pentru acest film este 7,50. Deci la filmul ăsta am crezut că am rămas colorblind pentru o secundă. Sau că s-a întâmplat ceva cu laptopul meu, dar totul a fost ok când a apărut Christian Grey. Dar nu mai este un obsedat sexual, ci luptă pentru drepturile oamenilor. Nice. Filmul povestește lupta dintre catolici și protestanți din perioada anilor 60. Vedem totul prin ochii de copil al lui Buddy, care nu înțelege ce trebuie să faci sau cine trebuie să fii ca să nu ții un cocktail molotov în față. Dar filmul este foarte bun dacă vrei o lecție de o istorie ușoară și fun. Iar la fel cum fac toți artiștii, regizorul s-a inspirat din viața reală, pentru că mai bine faci și un film decât să te duci la terapie. Stop it! Get some help! Nota mea pentru film este 8,50. Pentru că am ajuns la final, media filmului este 8,375 sau 8,37 sau 8,3 sau 8, că atât a fost. Dar rămâi cu noi pentru că avem rubrica Mă rog, mă fânt, în care colegii mei vor spune ce au văzut alb și ce au văzut negru în filmul ăsta. M-a rupt, stai mă. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai.
M-a rupt relația dintre Pap și Granny. M-a rupt că s-au axat, au folosit... ce am zis la m-a rupt? Doamne, a folosit... A, așa. Ești panicat? M-a rupt că s-a folosit exclusiv doar lumină naturală. E bună? Exclusiv doar e pleonaz, Milena. M-a rupt rahatul turcesc. M-a rupt discuția dintre Buddy și verișoara lui sau prietena lui, nu știu cine era aia. Boy. Când discutau ce nume trebuie să ai ca să nu ți se întâmple ceva rău. Mulțumim că ai rămas cu noi în revizia asta și dacă ți-a plăcut, lasă și tu un like, un share și un subscribe ca să pot să mai văd și eu color o dată în viața mea. Și dacă ai vreun film pe care vrei să-l băgăm în revizie, lasă-l în comentarii să ne certăm pe note.